lecuță de zahăr e când fiu călăruși. Altceva nimic nu am. O ceșcuță de masă, altceva n-am nimic. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel că cineva să mănânce din ea și să nu moară. Și vă rog, veniți și ajutați-ne. Da, este adevărat. Chiar este, se întâmplă uneori ziua că nu am ce pune pe masă la copii. Chiar de obicei nu am. Să nu este o zi astăzi, avem ceva, mâine nu avem deloc. Ne ducem pe la vecini, pe încolo, pe încoace, ajut să cerem o gură de pâine măcar pentru copii. Știți că un om mai trepește, mai stă în inima lui cu foamea, dar un copil, mamă vreau pâine, mamă vreau ceia, nu am ceilantă și tot așa. Câte suflete trăiți în camera asta? 6 copii și eu, sora și mama. 9 într-o cameră? Da, 9 într-o cameră. Sora este nevăzătoare? Da. Și mama tot? Tot de gradul întâi, sora tot de gradul întâi. Este foarte greu, primește mama soacră de tratament, nu ne ajunge de nici de tratament, nici de cheltuială. Sora, la fel, permanent la medic, tratamentul, tot așa. Am început chiar să plâng uneori, că stau și mă gândesc, sunt alți oameni care au ce mânca, se bucură, dar eu de obicei nu am nimic. Mi este foarte greu, foarte greu, că nu am. Nu am deloc ce spun mâncare pentru copilaș. Mai copiii cer orice lantă, dar eu nu am de unde să le pun. Le spun, mamă, cu dragi mai, mama nu are. Când asta avem, atunci o să mâncăm. Ce avem acum, asta mâncăm. Mamă, dar eu vreau, nu vreau mâncarea asta, mamă, vreau acea lantă. Și tot așa, nu știu cum să fac. Nu știu cum să mă împart, mă rog lui Dumnezeu, plâng zi și noapte pentru asta, că să aibă copiii ce mânca și de ce să bucura, să le dau un viitor mai bun, să aibă. Mă rog lui Dumnezeu, asta este tot. Foarte mi este greu. Aș pleca la muncă, dar nu pot. Copiii, mama, sora nu vede. Ce să facă ele singure în casă? Trebuie să nevastă cineva să le dai o can de apă la îndemână, să le ducă la un veceu. Foarte greu, foarte greu. Câți lei aveți acum în casă? Nu am niciun bănuț. Nu aveți niciun bănuț? Niciun bănuț. Dacă stau fără pâine în casă,
decât o leacuță de zahăr într-o căldărușă. O leacuță de zahăr e într-o căldărușă. Altceva nimic nu am. O ceșcuță pe masă, altceva n-am nimic. Acolo sunt cartele la copii, medicamentele este acestea samele, care le urmez. Nu este foarte greu. Da, copiii au mâncat azi ceva? Nu. Nu întrebați copii și ați vă spune că copii. Voi ați mâncat azi ceva, copii? Nu. Nu. Da, deja e timpul mesei, deja e ziua, moși vine seara peste câteva ore. De voi v-ați rugat la Domnul, copilaș? Se roagă și e foarte mult. Văd că plânge, mama nu plânge, mai mulți lângă mine stau. Mamă, dar de ce plânge? Cine a văzut-o pe mama că plânge dintre voi? Ați văzut-o pe mama că plânge? Da. Și ați auzit cum ea se roagă la Dumnezeu și strigă? Da. Doamne, vină mai repede la noi, ajută-ne să avem de mâncare pentru voi. Îi spun, nu trebuie. Așa? Așa a fost. Și Domnul v-a ascultat rugăciunea. Ne-a trimis azi pe noi. Da, am venit cu mâncare. Voi încă nu știți cu ce am venit. Așa că Dumnezeu a ascultat rugăciunea voastră și ne-a trimis pe noi. Știu că ne-ați așteptat și săptămâna trecută, dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea posibilitatea și nouă și Dumnezeu să ne dea posibilitate prin frații care sunt alături de voi, pentru că noi doar vă transmitem cei ce ne transmit ei. Noi nu avem nicio atribuție, nicio faptă bună, noi este a noastră, sunt ale fraților. Toată slava și gloria este a lui Dumnezeu. Dar sora este din nascare? Este oară sau... Da, din nascare. Ei nu au văzut niciodată nimic lumina? Nu, absolut nimic. Deloc nu au văzut lumina. Cum o cheamă? Genia. Eugenia? Da, Eugenia. Eugenia? Da, da. Spune-mi, te rog, cum este să te rogi de Dumnezeu prin întuneric? Ce simți tu față de Dumnezeu? Că m-aș ruga, mă, foarte bine. M-aș ruga să, cât de puțin măcar, să văd un pic măcar lumina și soarele. Dar dacă nu văd, ce pot să fac? Foarte negru pe pământ. Că echipui, să mă scuzați, până mă duc la viceu. Foarte negru de tot. Eugenia, aș vrea să te întreb, în momentele mai grele, ai simțit tu vreodată mâna lui Dumnezeu deasupra ta, în viața ta, cum Dumnezeu te conduce? Ai simțit vreodată? Am simțit foarte bine. Eu foarte bine am simțit pe Dumnezeu de sus, că eu foarte bine evoc. Eu când așa îi simț, eu tare mult în așa pe echipăit îi simț și mă uit în sus la Dumnezeu și mă rog pentru mine și pentru sorioara mea că mă ajută. Foarte bine mă ajută. Pentru oamenii care ne ajută, tot ne rugăm, care ne ajută mult. Lipsă de nimic, chiar de-a fi să trec prin greu. Domnul e păstorul meu. Domnul e păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic, chiar de-a fi să trec prin greu. Domnul e păstorul meu. Și prin valea morții de-aș umbla. N-ați avut șocarele? Nu! Niciodată n-ați avut șocarele! Așa de părere n-ați avut, da? N-ați avut de altă. Am avut astea.
să știm. Relaxă. Asta aș de-a luat eu să faci. Mulțumesc mult fraților, surorilor, ne-au dat un mic ajutor, un sprijin pentru noi. Foarte mult suntem bucuroși, sunt foarte mulțumită. De ori fi lângă noi, le-ați dat o îmbrățișare. Sincere, cum s-ar spune, îmi mulțumesc sincer de spun și Domnul să-i ajute, să-i aibă în pază, să fie mereu cu noi. Mulțumim frumos Domnului că ne ajutați. Și vă rugăm foarte frumos, din suflet, că ne ajutați și ați făcut mare pomană pentru toți copiii și pentru sora și pentru tot, pentru mine de tot. Vă mulțumim foarte frumos, vă rugăm mult sănătate și bucurie și fericire. Mulțumim frumos! Sunteți bucuroși de minge? Da. Aleluia, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și... fraților, Dumnezeu să vă răsplătească în miit pentru tot ce ați dăruit, pentru această mamă, aceste surori, această familie. Eu cred că noi o să plecăm, dar tu îți spunești probabil deja de bucurie. Da, foarte. Mulțumit foarte tare. Mulțumim frumos. A mai fost cineva la tine să ți-a tăucat atât? Nu. Nu. N-a fost așa cineva să facă așa daruri mare pentru copiii mei. Sunt foarte mulțumită și foarte bucuroasă. Mulțumesc Domnului! Astăzi Dumnezeu a intrat în casa ta. El a intrat. El a intrat cu darurile Lui. El a intrat cu mila și cu dragostea Lui. Pentru că oamenii nu au atâta dragoste cât are Dumnezeu. Și astăzi Dumnezeu te-a binecuvântat prin mâinile fraților care au avut milă de tine, de familia voastră și de copii. Și ori de câte ori o să mâncați, să vă rugați și să-i binecuvântați pe cei frați și surori care v-au dorit aceste bunuri. Ne-am înțeles, copii? Înțeles. Așa. Când o să mâncați, să-i spuneți, Doamne, binecuvântează pe toți oamenii care v-au dorit. Amin. Amin. La revedere! Vă mai așteptăm! La revedere! La revedere! Iisus a spus, deloc să nu vă temeți. Eu sunt cu voi în fiecare zi. Să aveți credință prin furtuni de treceți. Să se oprească, le voi porunci. Să nu dați înapoi, Domnul e cu noi. Și tu